Turneul de promovare trebuia să reunească la start 5 echipe: CS Dacia, Activ Prahova, CS Megalați, Crișul Chișineu Criș și HCF Piatra Neamț, iar primele 4 promovau. Între timp, HCF Piatra Neamț a anunțat că nu va participa la turneul de promovare în Liga Florilor programat în perioada 7-11 septembrie la Sfântul Gheorghe, așa că au mai rămas în cursa pentru accederea în prima ligă 4 echipe: CS Megalați, Activ Ploiești, Crișul Chișineu Criș și Dacia Mioveni, pentru 4 locuri disponibile, iar în aceste condiții se cunosc toate cele 4 echipe promovate. CS Megalați revine după un an de pauză în Liga Florilor, în timp ce Activ Ploiești, Crișul Chișineu Criș și Dacia Mioveni vor juca în premieră la acest nivel. Federația Română de Handbal a cerut însă la finalul săptămânii trecute cluburilor o părere cu privire la desfășurarea turneului cu 4 echipe, chiar dacă nu mai are nicio miză sportivă.